Și ce faci acum? Pregătesc desertul ca să-i trimit acasă să scap de ei. Mie îmi dați not din seara asta. Te văd un pic stresată. Mai reziști? Îmi calc foarte mult pe orgoliu în momentul de față să nu spun lucrurilor pe nume, pentru că sunt o persoană în care spun lucrurilor pe nume și chiar mă abțin. Și nu știu cât o să mai rezist. Mai pe un pahar și pe urmă iau ca pe frații mei. Știi cum e, fă de frate cu dușmanul până treci lagul. Speranța Dianei din al 12-lea ceas, tiramisu. Aveam vreo 12 ani când mi-a venit asta în cap și nu înțelegeam ce înseamnă un mesaj și îți spune și atunci din centimetru ce mare este, mamă, ceva în sfârșit. Ia stați, mare pe farfurie. Îți plac chestiile mari, nu? Mamă, a, e, mă, e lingurița e fake, uite, vezi. Ce fac noi cu pătrunjel? Mâncăm cu linguriță imaginară. Tiramisu, deci a fost bomboana de pe colivă, nu știu cum să-i spun. Nu, deci n-am cuvinte. Deci vreau să spun că deja din prima acest tiramisu nu arată sau da. Vezi că-ți vine în rândul, prietene. Îți mai tun, dar eu îți spun din prima și din start. A fost eu... singura ta șansă să-l otrăvești. Eu chiar sunt că... gazda imperfectă, înțelegi? Sigur că da. Am uitat să pun unt în crema de prăjituri. Și am impresia că o să se lase crema aia. Și cum să vă mai zic, că trebuia să-i pun și un galbenuș de ou. Dar e ok, mie place la gust. Am o experiență destul de mare cu acest desert. Și chiar pot să-mi dau cu părerea și pot să spun că a fost un eșec pentru ea. Îmi place că e însiropat. Îți place? Însiropat. Că e însiropat? Da. Adică... prea însiropat. Chiar mi-a ieșit perfect, niciodată nu mi-a ieșit așa bun tiramisu. Bine, am făcut de două ori. Dar trei ori chiar mi-a ieșit foarte bine. Mi-e place că nu are gustul ăla de cafea, nu simt, nu-mi place, știi, cafeaua ăla. Nici mie nu-mi place. Și de asta îmi place, în general nu-mi place tiramisu, dar asta n-am simțit cafeaua aia și e ok. Faptul că nu am simțit cafeaua, aroma de cafea în tiramisul Dianei a fost un plus pentru ea. Ia, mă rog, am eu mă abțin. Am găsit o bucată neinsiropată. Nu te abține, te rog să spui părerea. Dar tu, care, mă rog, la tine toată lumea gătește tiramisu. Nu gătești, tu prepară. Prepară, dragă, prepară și îți prepară. Ce părere ai despre acest tiramisu? Că, na, la tine e o chestie normală. Părerea mea despre acest tiramisu este una foarte proastă. Văd că insiști, Cristi. Cred că Diana mai are puțin și îți pune farfuria în cap. Nu era deloc ok. Pot să zic că a fost cel mai prost tiramisu pe care l-am mâncat în viața mea. De aceea nici nu prea am mâncat. Mult prea însiropat. Deci vă jur că sunt cel mai sincer om de pe pământul ăsta. Nu e ce trebuie. E, uite că am aici martor. Dacă n-ai văzut nu l-ai văzut pe dracul, vezi acum. Băi, nu l-am văzut. Te-am văzut. Bine. Și nu e problemă. Adică fii corect, fii onest, nu fii bădăran. Nu, chiar nu sunt bădăran. Ești bădăran. Ba, nu sunt bădăran, ce crezi? Eu zic că a fost o reacție normală și nu a fost o reacție din prima. Ea s-a abținut mult timp, a primit critici peste critici peste critici și la un moment dat a explodat și poate și eu aș fi făcut la fel. Ție-ți place Diana? Da, mie mi se pare că e și perfect. Vreau să întreb dacă e portocal în el. E lămâie pentru că asta e o rețetă pe care pe noi, din familia Constantin, ne face special pe femei. Noi în toate prăjiturile punem coajă de portocale sau lămâie. Mm. Lume, frumos. E chiar frumos. E o tradiție la noastră pe care o păstrăm. Sau șofran. Vezi că te jură asta, vezi. De când crește o portocale aici pe ăla? La tine acolo, la țară, de unde vin de la țară, de acolo, de la tine, am găsit niște portocale, că am trecut pe acolo, pe la tine, pe sat. Vezi că te-am jurat rău de tot. Răzbunarea a început. Să sperăm că vei supraviețui, Cristi. Dumnezeu e sus și nu vede. Și nu vede. Cristiana a avut o părere
proastă de la bun început de când a venit. A venit pus pe scandal. Eu vreau să știu, ți-am spus, vreau să devin o variantă mult mai bună și vreau să văd când mai invit oameni la mine să le fac un tiramisu. Eu, dacă, eu părerea mea, că dacă vrei să devii o variantă cât mai bună la ta, ca persoană, să nu mai faci tiramisu. Adică, nu știu. Mi s-o mor. 15 lei un ecran. 15 lei un ecran. Cred că dai, mai bine la niște ecranuri. Pe care să o ai tu vreodată. Jur că vă jucați cu focul. Nai, cai. Vă mulțumesc frumos, sunteți niște oameni minunați. Și noi te iubim. N-a fost chiar așa. Nimănui nu i-a plăcut, adică toată lumea l-a criticat. Eu am, mie mi-a plăcut că era însiropat cum trebuie. Dacă vroiam să mănânc pișcoturi sece, îmi cumpăram numai pișcoturi, nu? Ne dădea pișcoturile. A folosit cantități proporționale, a avut multă cremă, nu am mâncat pâine goală. Ai fost darnică la tiramisu, nu? Ai dat o bucată cât de am zis persoane. Că dacă tot nu vă săturați de la pește, măcar de la prăjitură să vă săturați. Chiar m-am săturat. Și de prezență, mă crede, mă. Despre desertul din această seară pot să spun că a fost unul dintre cele mai proaste deserturi și tiramisuri pe care le-am mâncat vreodată și cu asta am închis discuția. Îmi pare bine că ați venit în umila mea casă. Eu asta este ce am putut să vă ofer eu, ce am putut eu să fac pentru voi. Îmi pare rău că nu sunteți, nu plecați satisfăcuți de aici. Mi-ar fi plăcut să plecați satisfăcuți mai întâi la destul Ioana. Și tu, la fel, voi doi... Noi încă nu-i târziu să plecăm, să plecăm. Îmi spuneți dacă v-ar putea satisface ceva și poate pot să vă ajut. Din punct de vedere culinar, a fost un eșec total. Nu știu cu ce ar mai fi putut să vină să ne satisfacă. Poate, nu știu, eu din punctul meu și cu mintea mea de bărbat, poate să aducă niște dansatoare, niște stripteuze, nu știu ce putea să mai aducă ca să mă satisfacă pe mine și să compenseze faptul că ea nu a gătit bine. Eu am vrut să vă fac o atmosferă drăguță, adică eu mi-am dat silința, chiar am gătit, am vrut să gătesc, să vă arăt că... Acum lasă-mă că e ok, măcar unul nu ți-o-mi da. Păi eu știu că tu îmi spui mie că eu sunt acum ok, dar pe la spate mă bârfești. Mi-e place să fie lucrurile pe față. Zic și pe față dacă vei, ți-am spus că este prost, oribil tot, ce vrei să-ți mai zic mai mult? Nu nimic, atunci hai că ne strâng. Hai, sărut mâna pentru masă, mă fiți frumos. Ce oribil că sărut mâna. Oricum ești o persoană care gătește, adică nu ești așa unei persoane care n-a fost eu mâna. Eu abia aștept să o văd pe Ioana. Știi cum e când, în viață când cineva îți face rău și asta rău se întoarce, știi cum e? Când nu ți-am făcut dragă, tu ai rău să-mi faci rău cu tine. Te chinui să faci un desert. Na. Stai o oră, două în bucătărie, gătești. E greu să primești critici. Dar să vedem aprecierile musafirilor la adresa gazdei. Notele pentru Diana așadar. La Diana mi-a plăcut faptul că a încercat să fie amabilă. Față de ziua de ieri am văzut-o schimbată. Mi-a plăcut faptul că nu am mai transpirat și n-am mai fost cald în încăpere cum a fost la Anca, dar nu mi-a plăcut mâncarea și nu mi-a plăcut mâncarea. Cam asta a fost tot. Nota mea pentru Diana este 6. Am fost plăcut surprins deoarece Diana chiar ne-a preparat ceva. Mă așteptam să comande sau să ia semi-preparate. Nu mi-a plăcut că a fost la bucătărie mai mult decât în prezența noastră și trebuia să fie un pic mai atentă. Și pentru asta îi dau nota 7. Per total, sunt foarte dezamăgită de prestația Dianei și la final nota mea reflectă acest lucru. Nota 2. Evident că Diana nu a gătit mai bine decât mine, nu este doar părerea mea, ci și a celorlalți. Așa că nota mea pentru Diana este 6. Pentru cele puse pe masă, plus prezența ei, Diana s-a ales cu 21 de puncte în lupta pentru titlul de gazda perfectă. Florin, tu ce vei găti mâine? Nu ți-e frică?
Știu, mâine ne vedem la mine. La tine! În sfârșit, un bărbat la... care gătește. Ia să vedem. Promit să încerc să nu... mergem din rău mai rău. Trebuie să mănânc bine rău. Trebuie să mănânc bine mâine. Sper o bucată de înainte. Porc. O, să aveți o surpriză mâine. Deci mai mulți o, ok, bine. Haideți. Haideți să mergem.